Bun găsit, doamnelor și domnilor, astăzi în cadrul știrilor Nova TV vorbim despre gazul natural. Este un nou proiect de responsabilitate socială care se desfășoară aici la Muzeul Gazelor Naturale. Astăzi au fost invitați elevii școlii gimnaziale Hermann Ober pentru a li se prezenta dacă gazul natural este prieten sau dușman. Copiii au fost foarte încântați despre această inițiativă. Vă invităm și pe dumneavoastră în următoarele momente să-i vedeți. Stăm de vorbă cu doamna Angela Păucean, muzeograf, pentru a ne povesti despre ce este vorba în cadrul acestui proiect. Astăzi s-a lansat un nou proiect de responsabilitate socială, gazul natural, prieten sau dușman. Câteva cuvinte despre acest proiect, cui se adresează, care sunt elevii, școlile care vor participa în cadrul proiectului și pe ce perioadă, bineînțeles, se va desfășura. Într-adevăr, Muzeul Gazelor Naturale a dat drumul astăzi unui nou proiect, Gazele Naturale, Prieten sau Dușman. Este un proiect, așa după cum spuneați, de responsabilitate socială, se va desfășura pe parcursul întregului an și, desigur, dacă există doritori, îl putem continua, pentru că ne-am propus să aducem în atenția celor mici de această dată câteva aspecte privind importanța gazului natural, așa după cum spune și titlul proiectului, gazul putând să ne fie prieten sau dușman, ceea ce, bineînțeles, nu este de dorit. La activitatea de astăzi au participat clasele a doua de la școala Hermann Ober din oraș. Copiii au fost încântați să vadă și să participe la dialogul pe care l-am încropit cu ei, să vadă o serie de filmulețe privind descoperirea gazului metan, unde se folosește gazul și, mai mult decât atât, măsurile de prevenție pe care trebuie să le cunoaștem în ceea ce privește acest gaz natural. Ne dorim cât mai multe școli din oraș și nu numai să acceadă la acest proiect și, bineînțeles, și la celelalte pe care Muzeul Gazelor Naturale le are în derulare și își dorește să le desfășoare. Vă mulțumim ca de fiecare dată că ați fost alături de noi și că prin intermediul postului Nova TV promovăm activitățile de la Muzeul Gazelor Naturale. Ioana, tu ce ai înțeles astăzi? Am înțeles că este foarte important să evacuăm o clădire și să nu stăm. Trebuie să folosim spray-ul ăla. Da. Și a fost foarte interesant. Altceva ce ți-a mai plăcut? Mi-a plăcut cum s-a extras gazul din pământ. Din pământ? Da. Și din apa mării? Da. Ar fi o meserie interesantă? Da. Da? Dar ne este prieten sau ne este dușman gazul? Ne este prieten. Mai avem o domnișoară, cum te numești? Ana. Ana, ție cum ți s-a părut ora de astăzi? Frumoasă. De ce? Pentru că învățăm atâtea chestii interesante doar când ne uităm și ascultăm și de ce. Spune-mi ce știai tu înainte să vii la Muzeul Gazelor despre gazul natural. Păi știam că gazul, cu el putem face căldură și le folosim la gaz. La gaz și la centrală? La asta nu știam. Așa avem apă caldă, dacă nu, cum am avea apă caldă, dacă n-am avea centrală, care și are gazul metan care încălzește, nu? Da. Aprinde, se face aprindere. Da. Ce știai despre faptul că trebuie să ne protejăm? Știam că trebuie să deschidem geamurile și să părăsim clădirea. Și știam că trebuie să sunăm la domnul care se ocupă de gaze, și după aceea la pompieri. Dar dacă nu știm niciunul dintre numerele acestea, nu-l cunoaștem pe domnul, îl cunoaștem pe domnul cu gazele, nu-l cunoaștem. La ce număr sunăm? La 112. Bravo. Cum te numești? Sofia. Sofia. Sofia, cum a fost astăzi la Muzeul Gazelor? Frumos. De ce a fost frumos? Păi mi-au plăcut filmulețele și mi-a plăcut lecția pe care ne-a predat-o doamna. Ce v-a povestit doamna muzeograf? Vestit pe gazul este și dușmanul nostru, iar este și prietenul nostru. De ce ne este dușman? Ne este dușman pentru că dacă avem foc liber și este gaz în aer, poate exploda. Am înțeles. Dacă se întâmplă astfel de situații, ce facem noi?
deschidem ferestrele și ușa și eliberăm locuința sau... Știai lucrurile acestea? Nu, până acum nu. Le-a aflat astăzi.